Florența Marin este o femeie în floarea vârstei, căsătorită de la 22 de ani cu omul care i-a dăruit un copil, pe Alexandru. Acum, Florența este managerul trupei Schimbul 3, iar cariera și-a construit-o în ultimii 10 ani în industria muzicală românească. Pașii profesiei au adus-o pe Florența în preajma multor artiști autohtoni, dar întrevederea care avea să-i schimbe viața a fost cea în care l-a întâlnit pe muzicianul Leo Iorga. Am ajuns în spatele scenei, era Leo, împreună cu Paula. Paula, soția lui Leo. Erau împreună, i-am invitat în backstage. Am fost chiar încântată că au venit. După aceea Leo mi-a zis, uite, vreau să vorbesc cu tine. Și după o lună de zile mă sună și uite, ți-am trimis două piese. Ploaia care cade și cheamă un înger. Absolut superbe. Și zic, bine, uite, acum descarc piesele și le ascult. Zice, vreau să ne vedem. Și așa ne-am tot văzut. Până când am ajuns să avem o atracție unul față de celălalt. Era foarte plăcut să mâncăm împreună, să gătim împreună. Da, da. Nu, și el gătea. Și Leo gătea. Și Leo gătea. Nu mai știu. Tot felul. Da, noi mâncam orice. Dar ideea de a fi împreună era foarte frumoasă. Ne uitam la comedii. Toate seriile cu lui de Fune, toate. Ne uitam împreună la comedii. Chiar ne făceam surprize unul altul, dar e normal, buchetă de flori și țineam... Da, este un șarman și un romantic, Leo. Pui ceva de la Leo? Da, am această brățară. La scurtă vreme, Leo Iorga și Florența își transformă relația profesională într-una romantică. Această transformare complicând și mai mult viețile celor doi, și mai ales a lui Leo, care deja înfrunta problemele din propriul său mariaj, acela cu Paula. Ne-am mutat împreună la începutul lui 2013. Nu erau divorțați, dar Leo la vremea respectivă a făcut partajul când era cu mine. Bineînțeles că Paula a luptat foarte mult pentru relația lor și nu a vrut divorțul sub nicio formă, iar noi, efectiv, la vremea respectivă, pentru că eram la început, nu și-a permis să facă procesul, pentru că trebuia făcut un proces. Și atunci au mers lucrurile așa. Nu m-am băgat și nu am avut niciodată niciun fel de întrebări și de pretenții. Leo a avut un comportament și a fost alături de copiii lui și asta însemna extraordinar de mult pentru el. Au fost acolo niște presiuni, dar iarăși era gestionarea vieții lor, care așa a fost. Normal că în zona de moralitate a oamenilor și a imaginii nu a fost tocmai plăcut pentru mine în acel moment, pentru că m-am trezit dintr-o dată, nu neapărat într-un scandal, dar într-o situație puțin nepotrivită pentru imaginea mea, pentru imaginea lui Leo, pentru imaginea trupei, pentru imaginea familiei și, în primul rând, a lui Alexandru. Mă gândesc că ar fi timpul ca în viața mea. Când în noile povești de dragoste ale părinților sunt implicați și copiii, lucrurile încep în majoritatea cazurilor să se complice. Dar Alexandru, fiul Florenței, a susținut încă din prima clipă relația mamei sale cu Leo Iorga. Eu am rămas însărcinată în luna de miere și a fost îndeplinirea primei mele dorințe din viața aceasta. Întotdeauna nu mi-am dorit case, mașini, eu mi-am dorit să am copil și băiat de tânără. De aceea consider că întâlnirea mea cu soțul meu a fost pentru acest lucru, să-l am pe Alexandru. Ca și cum situația nu era suficient de complicată, Leo Iorga are parte de una dintre cele mai mari încercări ale vieții sale. În 2013 Leo face metastaze cerebrale. Da, boala evoluează și sunt necesare niște intervenții, după care în 2014 este necesară o intervenție majoră la care participă toată lumea, se face un cont. Acolo au fost discuții foarte mari la spital. Normal că trebuia să fie familia și nu eu. Și era această luptă
pe care eu nu o înțelegeam și nu a înțeles-o nimeni. De ce trebuie să existe această luptă între mine și familie? Și au fost niște momente destul de grele pentru mama, spre exemplu, care tot timpul mă găsea în ziar și, bineînțeles, apelativele de rigoare. Era lupta între a reuși să îl readuc pe Leo pe scenă și lupta dintre familie care nu vrea să îl mai lase să cânte. Eu țineam cont de ceea ce mi-au spus medicii, Leo trebuia pus pe scenă. De fapt, asta a fost cea mai mare luptă a mea cu familia. Pentru oricine este greu când are momente dificile în viață. În acel moment se rupe pământul. Avea atacuri de panică din absolut orice. După operație totul a fost foarte greu. Foarte greu pentru toată lumea care era angrenată. Eu trebuia să aranjez lucrurile în cele mai mici detalii. Era o problemă parcursul kilometrilor pentru că nu putea sta foarte mult în scaun. După aceea avea tratamente care se făceau fix la o anumită oră, a purtat proteze, la hoteluri trebuia să neapărat să nu am scări, să fie lift, pentru că urca mai anevoios, să fie căldură, să fie liniște. În ciuda sensibilității situației în care se aflau, Florența a simțit faptul că vindecarea lui Leo nu se poate întâmpla decât prin muzică și nu prin izolarea de lume. La un moment dat însă, a venit și momentul alegerii pentru Leo Iorga, soția sau iubita. Au fost momente în care ea a luptat foarte mult ca Leo să se întoarcă acasă și a mers acasă la familie. Chiar dacă oficial povestea de dragoste dintre Leo și Florența s-a încheiat, rămâne în urma ei o întrebare. Și l-a scos Florența pe Leo de la suflet sau îl mai iubește și astăzi? Dragostea asta presupune să lași pe celălalt să hotărască, nicio poveste de iubire nu se încheie vreodată. Ea rămâne. Dragostea nu moare niciodată. Mă voi întoarce.